La un pas de tragedie, o minoră de 13 ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu gazul emanat de la o coloană care încălzea apa în baie. Totul s-a întâmplat în dimineața de 23 noiembrie la ora 7 și 40 de minute în localitatea Lărguța din Raionul Cantemir. La fața locului au fost chemați imediat medicii cu ambulanță, dar și pompierii. Preliminar, echipa de medici a constatat că cel mai probabil fata s-a intoxicat cu toxinele emanate în urma funcționării în baie a unei instalații alimentate cu gaze naturale minor a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spitalul Raionel Cantemir pentru tratament. Din fericire, la moment, starea copilei este stabilă. Cazul este cercetat de specialiști. În contextul celor întâmplate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația să respecte cu strictețe toate regulile, iar în cazul situațiilor de risc, oamenii trebuie să apeleze după ajutor la numărul scurt 112.